În ultimele 24 de ore, numărul companiilor aeriene care desfășoară operațiuni pe aeroportul internațional din Iași s-a dublat. Efectul se datorează închiderii aeroportului din Chișinău și închiderii spațiului aerian al Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al aeroportului Iași, Elena Troia, a precizat că sunt companii aeriene care și-au dublat numărul de avioane care operează la Iași, altele care desfășoară pentru prima dată zboruri de la Iași și o a treia categorie care și-au mutat la Iași baza operațională. Ne așteptăm în această perioadă complicată la o creștere a numărului de zboruri pe aeroportul Iași. High Sky a adus încă de aseară două aeronave pentru a opera curse către Paris, Milano și Dublin. Și Wizz Air a suplimentat cu două avioane flotate la Iași, ajungând astfel să opereze cu 5 aeronave. Sunt așteptate inclusiv companii noi, cum este Fly One, care a anunțat că va trimite cel puțin o aeronavă, dar și lot, care va opera începând de astăzi zborul Iași-Varșovia și retur timp de 3 zile. Vom purta discuții cu operatorii Wizz Air, Blue Air și Tarom pentru suplimentarea numărului de zboruri internaționale, ținând cont de fluxul mare de pasageri. Facem eforturi intense pentru a asigura cele mai bune condiții de zbor în acest context dificil.